Salut, mă, băieți, și mi-am regăsit la un nou video. De data asta trebuie să-mi dau căștile jos. Este primul video cu microfonul. Sper că o să vă placă. Astăzi o să deschidem niște cutiuțe. O să fac eu așa cum țin eu căștile. Dar mai întâi, de a începe, nu uitați de butonașul ăla de like. Hai să facem acolo peste 1000-1500 de like-uri. De aici s-a băgat update pe standoff. Ok, s-a băgat update pe standoff, ceea ce este foarte, foarte, foarte șmecher. S-a băgat o ofertă nouă care costă doar 5 lei și îți dă un Scorpion case și 50 de gold. Ceea ce mi se pare foarte ok, de aici, dacă ne ducem aici, vedem că oferta e de 100 de gold și este de 9 lei, adică 10 lei cu tot cu taxe. Și bro, no offense, dar este foarte OP, deoarece practic îți 250 de gold pe 5 lei. Gen, e mai ieftin undeva cu 10 lei. Oricum, se merită foarte mult oferta asta, după părerea mea. O să vedem, s-a adăugat un mod nou de joc și vreau astăzi să îl jucăm. Bineînțeles, vreau întâi să deschidem aceste case-uri frumoase. Opa, s-a schimbat promo cu... Băi, ești prost? Ia uite, au băgat pecorile așa. Alol, ce șmecher. Ok, ok, un update destul de frumos. O să deschidem Fable, da? Deoarece astăzi eu vreau să deschid Fable. Vreau să ne pice un ca... Vreau să ne pice un butterfly. Beleța. Butterfly-urile sunt cele mai frumoase din jocul ăsta, după părerea mea. Ok, hai să vedem. Îl deschidem pe primul. O să dau și o leacă cu sonor. Stați puțin să-mi iau celelalte căști. A, da, poate vă întrebați ce microfon mi-am luat. Mi-am luat ăsta. Nu știu dacă se vadă, o să editez eu. Nu știu cât de bine mă aud, dar sper că mă aud destul de bine. Bine, de acum, de aici, cred că mă aud mai bine, așa că nu o să mai țip. Bun. Am pus căștile așa, o să întorc și telefonul. Sper să nu se vadă nasul pe filmare. Ok, hai să deschidem primul case. Ai, mamă, n-ar pica ceva mai bun. Urât. Hai să deschidem pe numărul 3, deoarece... 3-ul, mă, băi. Băi. 3-ul e norocul, mă. Am zis eu că 3 e norocul, mă. Ok, ok, nu. 2. Scrieți în comentarii dacă credeți că ăsta este. Ok, hai să vedem. Bă, am văzut, haide. Nu mai deschidem. Te rog, doamne, te rog frumos, fac ceva miraculos dacă îmi pică cuțit. Ok. Haide. Stai, trec, te rog. Mamă. Bă, doare inima. Te rog, ceva bun. Am făcut și case opening. Nu mai ne jucăm jocul ăsta. Pa. Cam atât cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați. Nu, bă, nu. Ai, bă, frate. 4 zile. Mai sunt 4 zile. Oare termin Battle Pass în 4 zile? Nu. E imposibil să-l termin în 4 zile. Fucking imposibil. Nu mai să bag bani. 50 de lei, vă lei, 200 de lei. Numai... Dar nu bag, mă, 200 de lei. Frumos joc. Bun, nu o să accept adurile acum. O mai am unde sta. Ok, hai să vedem noul game mode de joc. Băi, cum v-am zis de la început, oferta asta asta mi se pare foarte OP. Nu știu dacă o să iau, nu cred că o să iau. Chiar nu cred că o să iau, deoarece sunt 5 lei. Ok. Păi, ce o să fac este că o să mă joc noul game mode de joc care este...
Care e, mă, noul game mod? Care este arcade? Cred. Nu știu sigur. Hai să vedem. Hai să vedem cum este game modul ăsta. Sper să fiu bun la el. Doamne ajută! Mamă, dacă nu-mi pică ceva frumos, eu mă piș. Piș. Pe el de joc. Ok. Ne băgăm la Teho. Păi și ce e asta? Cum se numea? Nu mai știu cum se numea. Mamă. Cum se numea? Bă! De ce mă lovești, mă? Băi. Bă, mă, bă, a început ăsta, deja a început? What? De ce a început vehe? Bă, de ce mă apă așa? What the fuck? Bă! Nu, 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 ăsta nu-i Stand of 2. Bă! Și ce-i asta? S-a modificat mapa, ești prost? Bă, ești prost? Nu! Bă, nu, nu e FK! Cât ping am? Că mi-a luat router nou. Am 53 ping, să mă bată mama. Ok. Hai mă, hai. Come on, bitch. Bitch. Come on, bitch. Hai să vedem ce poți. Mamă, nu mai vreau să văd. Hai bă, frate, am ne 5G. Fugi, fugi, fugi. Fugi că te țin picioarele. Ok, ok, ok. Nu mai ne băgăm de 5G, nu mai ne băgăm de 5G. Mă. Să mor. Bă! Am lag, mă, pe noua versiune de joc. Am S10, tu vă mamele în gură. Am S10 și am lag. Stand of 2, frate. Bă, dar nu înțeleg de ce. Why? Why? Tot jocul, măti. Hello. Ho-ho! Mamă, ce bun sunt. Nu! E, bă, bă. Dar de ce furchilul? De ce? De ce? Al meu, al meu. Mă, dar nu înțeleg. Gen, ce cu game modul ăsta? Habar n-am. Dar am zis să... Bă! Bă, eu nu cred că câștig că sunt prea bun, bă. Eu cred că câștig... Că am net bun, mă. Am net bun, ce-i adevăr. Deci am dat 200 de lei. Am dat 200 de lei. Nu aveam laptopul la încărcat. Scuzați-mă dacă am avut raindrop-uri până acum, dar n-am avut laptopul la încărcat. Și de-aia probabil se mișca ăsta în lag sau ceva de genul. Acum am văzut, scuzați-mă. Dar nici ești nesimțit. Bă! Bă! Dar nu-i corect! Nu! Nu! Bă, da-ia dă-mi e ce mă, cam. Mă, dar ce-i cu game modul ăsta, mă? Că nu suport. Arcade! Ce arcade, mă? Bă, asta nu mai arcade, nu e. Tu știi ce înseamnă arcade? Arcade înseamnă... Vă zic imediat. Ce înseamnă arcade? Joc arcade. Nu mă, nu mă. Google Translate. Arcade. Înseamnă arcadă, bă, fraiere. Păi asta e arcadă, mă? A? E arcadă? Nu e arcadă. A, și dacă vă întrebați ce microfon mi-a luat, un Emita Plus de la Trust. Hai să vi le arăt. Că oricum mai sunt 50 de secunde.
Deci microfonul este de la Trust, Emita Plus, nu știu ce, nebunel. Bă, am dat vreo 500 de lei, mi se pare. Nici nu mai știu. Și căștile astea mi le-a recomandat Antonia Nacă și sunt HyperX Cloud 2 astea. Bă, și nu mint, îmi plac foarte mult căștile. Sunt și 7.1, sunt foarte mișto căștile. Mai m-am luat? Un router. Nu pot să vi-l arăt că... Vorbeam și noi de router. Ok, bă, băieți, aparent nu știu, dar nu mai merge asta. Așa că cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul ăla de like, hai să rupem acolo butonul ăla de like. Oh, mi-a dat 20 money! Money to me! De Mexic. Nu uitați de butonașul ăla de like, dacă aveți case opening-uri, case-uri sau orice altceva, puteți să mă contactați pe Instagram, sutrietz-yw sau pe Discord, bineînțeles, acolo vă răspund. Băi, eu răspund, dar nu începeți cu salut. Ziceți-mi direct, uite, salut, virgulă, în același mesaj, am și eu un case opening pentru tine, nu știu ce, de aici am o serie, dacă ați văzut, am o serie în care deschid case-urile pe contul abonaților și dacă pică cuțit, contul, adică cuțitul, rămâne la voi, nu-l iau eu. Gen, asta m-au întrebat mult și nu iau eu cuțitul ăla. Voi, luați de aici contul vostru, dacă vreți să-mi dați mie, îmi dați. Dacă nu, gen, nu o să vă întreb, din pura voastră bunătate. Ok, băiți, cam atunci cu acest video, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați să... Apăsați butonul ăla de like, să facem acolo peste 1500 de like-uri, de aici nu mi-a picat butterfly. Așa că rupeți butonul ăla de like. După părerea mea, update-ul ăsta este un rahat. Cu R mare, mă. În afară de oferta asta e blanao, dar de la ultimul update, de la update-ul ăsta, am lag pe Standoff 2. Bine, voi nu știu cât de lag o să vedeți pe filmare, dar eu am lag pe Standoff 2 când mă joc și nu pot, de-aia nici nu mai fac nici live-uri, nu pot efectiv să mă joc, deoarece am lag și nu sunt sigur, și X-Lader are lag și mulți alții au lag. Nu știu de ce, habar n-am, dar asta e, așteptam următorul update. Sincer să fiu, update-ul ăsta e bun doar pentru oferta asta, în rest... Ok, o să se bage un update. N-o să vă zic când, o să vă zic următorul episod. Vă pup, pa, pa.